gogoașe. Piciorul meu, șeful! Păi stai, bă, tu, tu ai numai un picior? Acu da! Păi ai grijă de el atunci! Bă, sergent, mă scuzați, dar eu n-am înțeles un lucru. De ce nu-l căutăm noi pe Saddam în Irak și săpăm după el aici, în Egipt? Păi de-aia, bă, pentru că acest gat a făcut gropile de către faraoni. Și pe urmă ăla îi las de frică să caute. De-aia am venit noi aici, militarii NATO. De ce le-ai frică, șef? De să nu trezească mumiile, gogoașe. Păi stați, domn sergent, atunci înseamnă că noi, dacă săpăm, ne trezim, nu? A? Cum să ne trezim, mă, că-i 5 după amiaza, ce tu la 5 după amiaza dormi? Păi... Domn sergent, eu deja am dat de ciment aici. Ciment? Aoleu, păi și atunci cum o scoatem pe ăla de acolo? Dacă am fi avut niște târnăcoape, scorgeam cimentul ăsta. Păi da, unde târnăcoape aici, bă, trași, că ai nebunit? Șef, am eu o idee. Nu mai bine punem o dinamită și scăpăm și de săpat? Gogoașe, ia uite-te la mine. Nu cumva mă usură pe mine ochii? De ce, șeful? Te fac de prost ești, mă. Auzi, dinamită. Deci nu e bună idee. Ia stați, domn sergent. Dar dacă ne întoarcem noi acasă și împrumutăm de la muncitorii aia care spărgeau șoseaua în fața unității, împrumutăm picamărul. Venim cu el aici, du-du-du și gata. Bravo, bă, uite, de asta o să fie un mare sergent, eu un mare general și voi să fii niște pârliți de soldați, bă. Că nu vă ce cap. Hai, la unitate, după picamăr, bă. După picamăr. Șeful, șeful, pe mine m-o mai lăsați vreo două minute, fac și eu un pipilică mic și vă prind în urmă. Bine, bă. Hai grijă să nu-ți mănânce mumia rușinica. Frăjitorul de pâine. Bă, dar de ce nu furăște, mă, cu dinamită, mă? Că scăpăm așa de repede. Dar lasă-mă că nu mă vede nimeni. Așa și așa au plecat. Și de aici, din pământ, nu mă aude nici dracu. Dar mai bine stai să notez eu și adresa, că dacă se strică totul, nu mai știm unde să venim. Deci, strada Amenofis, numărul 4. Fanfaron, egiptean. Care-o fi ăla? După ce mi-ați deranjat și somnul, ați și făcut în patul meu. O să plătiți voi. O să vă arăt eu. Unde dracu s-au dus ăștia, mă, m-au lăsat în urmă? Mamă, cred că am pus prea multă dinamită. Sper să nu fi auzit sergentul. Domn sergent! 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 Ce-ați făcut, mă, v-ați întors? Da, te optici? Da, Saddam ăsta unde e, mă? Sau cumva l-ați tranșat să încapă mai ușor în ranițe? Gogoașa! Unde e Gogoașa? Pe data asta să nu spuneți că l-ați vândut pe el. O, da, l-am vândut, mă, iepurași, drept dromader. Și tu ai rămas Cămilă văduvă. Păi dați, bă, iepurași, de gura aia, că dacă nu-ți merge clanța de când am venit. Mai bine vino și dă-ne o mână, te ajutor să spachetăm. Șeful, ia uite ce citește iepuraș. Răzbunarea mumiei. Auzi, dragă, dar pe cine vrei să te răzbuni? Șeful, dacă să mai ia maidanezul ăsta o singură dată de mine, să moară de nu-l castrez! Opa! Hai, lasă, mă, ia, mai terminați, mă, hai, trașcă, dă-i drumul repede până în fața unității și vorbește cu băieții ăia să-ți dea picamărul, da? Da, da. Auzi, după ce treci până dormitor, te duci la băieți. Că vreau să treci pe la valiza lui Gogoașe, vezi ce poți să mai faci de acolo, să mergem la troc cu băieții, că nu ne dă pe moca. Tumpitule! Dă-i spar nasul! Tu-te! Îmi pare rău de eu, nu vă pun ușe! Mă, Gogoașe, ia zi tu mie, ce-a fost cu explozia aia după ce am ieșit noi din piramidă?
Nu știu, șeful, că eu n-am auzit nimic. Cum n-ai auzit, mă, nimic? Că s-a zguduit pământul din temelii, spuneau nimic. O fi fost cutremur, șeful, că la ăștia sunt cutremurile din 5-5 minute. La japonezi sunt în 5-5 minute, tâmpitule. Da, și replicile se simt la egipteni. Am citit eu într-o carte. Dacă e să ne luăm după o carte, înseamnă că aș trezi mumia faraonului. Da, și când te-ai trezit era dimineață și gogoașe pe tine. Idiotule, așa scrie aici, uite. Pământul s-a cutremurat și din norul de praf auriu s-a întrupat mumia faraonului. Mai tași, făi din gură, păi ce nu suntem sugari de aia proști ca să ne speriem de mumii verzi pe pereți? Mumia! Băi, care te prostești, mă? Gogoașe, n-am mai primit nimic de la mumia aia de măsă. Ce le dau eu la muncitori? Soape. Aftershave. Popa. Gogoașe s-a confiscat. Și așa la ce miros de ceapă ai tu. Lamă de ras. Se confiscă și asta, gogoașă. Și așa mai spar nasul. Aoleu, terminați, mă, cu tâmpenile astea de deghizări. Mai bine spuneți ce naiba le dăm la muncitorii aia pe picamă. Valiza lui gogoașă e goală. Cine mi-a distrus mormântul? Bă, dar sunteți culmea, mă, terminați, mă, cu prostiile astea, mă, ce e asta, mă? Amenofis al patrulea. Și voi mi-ați trezit spiritul din somn. Idioților, o să vă căiți pentru asta. Cine mi-a distrus mormântul? Nefertiti, iubitu, te-au trezit și pe tine? Hai, Sictir, cu glumele astea proaste, ai bătrașcă, tu n-ai bap. Iubito, nu mă recunoști? Sunt eu, Amenofis, soțul tău. Hai, mă, lasă mai moale, că astea-s deja învechite. Știu că sunt hidos, încă nu m-am regenerat complet. Dar după ce am să le zdrobesc creierii, idioților ăstora, o să fie ca înainte. Bă, una și cu una fac două. Dacă nu mă lași în pace, să trag un bocan de ăsta în față, o să fii la fel de hidos ca masca asta a ta. Ei. Iubito, Nefertiti. Bă, Nefertiti e masca! Sărutu, sper că nu l-ai uitat. Și Saddam ăsta, dacă n-are recompensa la el, să știți că eu îmi bag picioarele și dau drumul. Ajutor! Vine mumia! Mumia! Bă, trașcă, bă, e bună gluma, bă, dar tocmai am făcut aia din aurea, am folosit-o. Deci e răsuflată. Șeful, vine mumia să ne mănânce pe toți, șeful! Stai pe locul, că vine, dacă vrei să faci o glumă reușită, uite, noi ne speriem de gluma ta. Băi, Coretti, stai pe dracu, pentru asta a fost glumă. A fost o glumă. Ce glume bune faceți dumneavoastră, domn sergent. Vezi, mă, cu ce mai probleme mă combat azi. Hai, toată lumea la dormitoare, să ne odihnim, că mâine avem drumul lung până în Egipt. Nu, șeful, nu în dormitor, nu în dormitor, șeful, că acolo e mumia și ne mănâncă. Ajutor! Mumia! Eu zic pe ăsta să lăsăm acasă, că sigur l-a dilit recompensa pusă pe capul lui Saddam. Doamnelor și domnilor, bună seara! Revenim cu informații de ultimă oră despre explozia care a distrus mormântul faraonului Amenofis al IV-lea din Egipt. Se pare că explozia a fost provocată de un grup de militari NATO. Uite, unii mai proști ca noi. Nu se cunoaște încă identitatea acestora, dar ancheta continuă. Bine că pe mei i-am trimis în Irak. Șeful! Șeful! Domn comandant! Aoleu! Aoleu! Domn comandant! Domn comandant!
deja l-a omorât. Ne-am nenorocit! Ajutor! Ajutor! Idioților, vezi ce vă fac eu, mi-a stricat scaunul. Ai gata, mă, că-ți rup de oboseală. Încetați activitatea, că mâine dimineață trebuie să ne sculăm de vreme, că plecăm în misiune. Șeful! Șeful! Mă, trașcă, mai lasă-mă pe pace cu, dacă mă bagi iar pe aia cu mumia, te bag în măta. Șeful, l-a omorât pe domnul comandant! Hai, lasă-mă! Cum l-a omorât? Brusc sau în chinuri? Nu mai râdeți, că eu nu glumesc! Are puteri supranaturale dacă ați ști ce mi-a făcut în dormitor, șeful! Stăpâne, pot să mă duc să fac un duș? Bineînțeles, regina mea. Soldat iepuraș! Soldat e măta, da? Eu sunt Nefertiti. De astăzi să mi te adresez cu luminăția ta. Păi tu te-ai țăcănit? Vrei să te calcă în picioare? Ia treci! Ce-i hidoșenia asta? El este Amenofis al IV-lea, faraon al Egiptului și soțul meu. Mi-a zis mie doctorul să nu mă lovesc niciodată la cap. Mă, voi vă bate joc de mine? Da. Ia treceți imediat la carceră. De regina mea nu se leagă nimeni. Hai să plecăm. Să găsim un loc doar pentru noi. Stai să văd dacă am înțeles eu bine. Deci, cum zici că s-o cea mumia? Așa? Foarte bine, mă, sufocă-te, că și eu mă sufoc. Când te văd cât de prost ești. Data viitoare să-i spui să te strângă de gât până te omoară, mă, să ne mai chinui. Nici tu, nici noi să ne mai chinuim. Bine, domn sergent, dacă nu mă credeți, duceți-vă în birou la domnul comandant ca să vă convingeți. Aoleu, șeful cred că l-a omorât în somn, că e îmbrăcat în pijama. Bă, dacă zice șeful că l-a deranjat în somn, te-a crăpat cu bătaia. Haideți, mă, până la șeful în birou. Duceți-vă, duceți-vă, băi. Aoleu. Ia uite, bă, dacă nu l-a înnebunit pe comandant. Dar unde, mă? Aici este. Da. Ia uitați-l, i-a mâncat și creierul. Ha-ha-ha, ați văzut? Ați văzut că am avut dreptate? Săracul domnul comandant. Șeful! Șeful! Era aici, era aici, l-am văzut cu ochii mei. Mă, să nu să fi întors mumia și să-l fi mâncat de tot. Vă jur, era aici îmbrăcat în pijama. Exact, în pijama, în pijama, să treci tu imediat acolo la dormitor, ce? Că te calc în picioare. Ia uite, mă, ce stă după toți stâmpiții să-mi împui capul cu toată. Să trăiți! Marș! Un, doi, un, doi, un, doi, un, doi, un, doi, un, doi, un, doi. Domn sergent, este aici! Bă, dacă mai strigi odată, mă sperii, harul ăsta, dacă nu te... Șeful! O fi adormit, șef? Da, și după aia căzut din pat. Șeful, eu zic să mergem pentru orice eventualitate la infirmerie cu dânsul. Corect, bă, tragi că dai drumul la infirmerie cu domnul comandant. Și dacă tot ajungi acolo, zi, bă, să-ți dea și ceva pentru că ai... nebunit cu mumia asta ta. Vă jur, domn sergent, că mumia asta există cu adevărat. Am să vă demonstrez. Sunt murtul. În ce, domn comandant? Și vă rog eu frumos să mă iertați că v-am scăpat de atâtea ori pe scări. Și vă mai rog, tot frumos,
să mă iertați că mi-ați alunecat din brațe exact când a trecut nenorocitul ăla de tank. Dar să știți că am fost vigilent, i-am luat numărul, nu scapă el așa ușor. Încet, încet, încet. Aleu. Lasă, trașcă, nu-i nimic. Bă, zi, ai văzut și tu mumia? Am văzut-o, șef, am văzut-o cu ochii mei, dar nu înțeleg ce caută la noi în unitate. Băi, după nume, pare să fie mumia lui ăla care i-au distrus soldații NATO, mormântul. Am văzut eu la știri cum se numește, Amenofis al IV-lea. Dar ce caut aici? Că voi n-ați fost în Egipt. Domn comandant, am cam fost. Băi, ați fost în Irak, deșteptule. Nu știu eu unde v-am trimis. Domn comandant, dumneavoastră ne-ați trimis în Irak, dar noi de fapt l-am căutat într-un bunker în Egipt pentru că a avut domn sergent un plan. Ce bunker, mă? Habar n-am, dar era ca o piramidă. Și l-ați aruncat în aer? Nu, șeful, nu. Noi ne-am dus să căutăm niște... Aoleu... Să știți că a rămas Gogoașe ultimul și... Gogoașe! Iar tu, muritorule! Lașule! Hai, las, bă, dezechiparea și la culcare, că acum sună stingerea. Mumia! Vine, mumia! Mamă, mai enervează, mă, tumul cu mumia asta, dacă nu te calcă în picioare, auzi? Vă jur că vine mumia! Da, șeful, te-ai avut dreptate, ia uite, a venit mumia, na? Domnișoară, mă scuz că te întreb, dar ce-i cu mătăluță domnului băgat în cerșafuri? Domnișoară, e mata! Mie să mi te adresez cu stăpâna mea! Băi, iepuraș, tu te-ai scârtit la țăcăneală? Iepurașe, tactu! Mie să mi te adresez cu Nefertiti, regina Nefertiti! Păi, Nefe, cam ești, dar Titi ăla cu care zici tu, cine-i, vreun bocu care corespondezi? Mânia regelui va fi cruntă! Să vezi tu când ți-o arăta eu, mânia mea! Sirara, n-ai bine de ușă! Și ștenga nu pot să trec prin len. Mumia! Pe regina mea nu se leagă nimeni! Am zis eu, muritor nenorocit! Gogoașa, dar ar dragi în capul tău din cauza ta o să ne mănânce pe toți! Dar ce-am făcut, mă? I-ai distrus mormântul! Cine mai eu? Deci tu ai fost și ai mai și făcut vorba aia cu mormântul meu. Dragi, stăpâne, iartă-ne! Creierele voastre să-mi redea toate puterile! Nu, pal meu, nu că eu n-am! Stăpâne, ce-ai pățit? Ăsta n-avea nimic în cap. Era vid. Păi nu ți-am spus? Mi-a subt energia. Unde-s puterile mele? Chiar că ce-ai... Păi ce credeai, băi, înfășuratule, că tu te poți pune cu soldatul NATO român? Bravo, Gogoașe! Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Mai tu, mă, puterile alea paranormale? Nu știu, șeful, de ce? Fă-te o șmecherie de-aia și adune, bă, și nouă micul dejun la pat, nu? Da, da. Da, încerc. Hai! Mai începă, că n-avem hârtie.
Nu merge, șefu, nu mai am. E, atunci dă-te bătăluță jos personal și adu-mi cu dejun. Nu mai am. După mine mă trimiteți mereu. Voi nu puteți... Mumia! Ajutor! A venit iar mumia! Bă, chiar ai venit, bă, dacă nu-ți umfli ochii aia de mască și pe te învârți, bă, faci. Bă, sunt comandantul, bă! Dă-i seama, mă, soldat universal eu. Ia uite, rup tot în cale. I-a sărit schișea din picior, uite-l. A rămas fără pană. Da. Popa mea. Popa mea. Super, ok, haideți.